Stefania, ai venit la noi în vizită! Suntem bucuroși, Stefania! Bravo! Voi faceți mișcare în fiecare dimineață? Da! Ștefania și Sportacus, îndrăgitele personaje, au descins astăzi la grădinița Bobocei din Micro 3 pentru a învăța pe copii ce trebuie să mănânce pentru a crește sănătoși. Chiar dacă Robi Putrezitul a încercat să îi ademenească cu bomboane și acadele, în cele din urmă copiii au ales fructele și legumele. Robi Putrezitul! Robi Putrezitul! Ați fugit de mine și credeți că nu vă găsesc? Da, am fugit! Da. Ah, vin eu să vă stic orășelul acum! O lăsăm? Nu! Bomboane de dimineață? Nu vă dau! Și mâncăm bomboane, copii? Nu! Iar nu vă duc la stej, o să vă duc să dau și acadele. Vaaa! Vă poți? Robi cu Putrezitul, nu o să mâncăm! Ba da, că o să vă fac ceva să nu mai mâncați fructe și legume. Nu sunt bune! Scârboase! Nu sunt bune! Sunt bune și să ne mâncăm! Sunt bune! Sunt bune! Copilul ce miros proaspăt de voi! De primăvară! Ștefania astăzi promovează un stil de viață sănătos, cu o alimentație bazată pe fructe și legume, cu jocuri multe în aer liber. De aceea ne-am ales și motoul Ștefania ne învață reguli stricte despre viață, cum să circulăm în orășelul nostru, cum să ne ferim de pericole, cum să ne alimentăm sănătos și, nu în ultimul rând, să ne petrecem din ce în ce mai mult timp în aer liber. Acțiunea de astăzi face parte dintr-o serie de activități dedicate preșcolarilor menite a învăța să respecte un stil de viață sănătos. Alt gen de activități, am ieșit din tiparul celor din clasă și am venit în natură și am desfășurat activități de tip outdoor în care copiii au fost implicați în diferite acțiuni. Iar astăzi, dacă putem să spunem că ieri am fost la bunici și am ajutat în curtea bunicii, astăzi Ștefania a venit și în orașul Veseliei și vor să inițieze și să învețe copiii că sportul, mișcarea, mâncatul sănătos este un lucru benefic pentru ei. Ajutoarele de nădejde ale personajelor din filmul pentru copii au fost astăzi polițiștii care i-au învățat pe copii cum să circule corect și cum să se ferească de accidentele rutiere. Rade, și ajungem la trecerea de pietoni, da? Ce facem prima dată la trecerea de pietoni? Ne uităm în stânga și în dreapta. Bravo! Are dreptate Rareș că ne uităm în stânga și în dreapta. După care traversăm strada. Când traversăm? Când nu circulă nicio mașină. Haideți să-l aplaudăm pe Rareș. Bravo! 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 Suntem în orașul Veseliei, unde cei mici și astăzi învață să cunoască și să pună în practică regulile de circulație. Toți cei prezenți au răspuns foarte bine la întrebările pe care noi, polițiștii, le-am adresat cu privire la aceste reguli de circulație. Preșcolarii vor fi angrenați în perioada următoare într-o serie de activități distractive în aer liber, mai ales că se apropie ziua copilului.